Uh, e foarte frumos la voi. Uh, și mi-a plăcut mult ideea cu păstorii, uh, nu predică în timpul verii, fa pauză. Uh, veniți și la noi să le spuneți, să învățați pe prezbiterii noștri. Uh, da, când mi-a spus Adiel și apoi Sorin, sau nu mai știu, Sorin și apoi Adiel, mi-au spus că o să fie în concediu și m-au invitat să predice, m-am bucurat. Uh, oricum, jumătatea mai bună deja a văzut-o din familia noastră. Aveam un profesor la institut, spunea undeva pe la 70-80 de ani, îi spunea președintelui tu încă mai, încă mai pretins jumătate din ecuație. Da. Și în mod special m-am bucurat când am aflat că vara, sau cel puțin vara asta, învățați de la Domnul Isus. Și apoi specific, abia în ultimele zile am aflat că despre subiectul rugăciunii. Mi este foarte drag. Dave mi-a luat toată introducerea, deci n-are rost. Și personal vreau să vă spun și să vă întreb ce stări stârnește în voi. Asta e mai mult întrebarea soției. Mai spunem despre copilăria ta. Ce, ce stârnește, ce stări... Dar tot pot să vă povestesc pentru că fiecare e cu experiența lui și atunci nu nu se repete. Am... Um, deși am crescut într-o biserică baptistă uh, destul de legalistă și strictă, undeva la țară, în județul Arad, și ora de rugăciune duminica dimineața chiar era o oră, de la 9 la 10. Um, și erau, de, erau destul de plictisitoare momentele respective, și ajunsesem. Uh, oamenii repetau rugăciunile de cel mai multe ori, se rugau și rând cu voce tare și ajunsesem chiar să le învăț. Le știam ce o să se roage. Și, deși, în ciuda experienței astea timpurii, uh, nu asta a rămas cel mai mult cu mine, Ce mai degrabă un um, drag pentru rugăciune și pentru conversație cu Dumnezeu. Cred că am văzut asta uh, mult la mama mea mi-aduc aminte, am o amintire extrem de prețioasă în care um, am dat buzna în dormitorul lor tata nu era acasă și am fost foarte surprins, cred că aveam cam, nu știu, șapte opt ani am fost surprins, am avut pe mama pe genunchi singură în cameră a plecat asupra patului și prima dată um, am, um, am, am am crezut că deranjez Uh, și mi-a fost rușine însă ea uh, mi-a zâmbit și uh, foarte călduros mi-a spus cu ce, cu ce pot să te ajut, eu meu uh, ea vorbea cu Domnul Isus și foarte natural a vorbit apoi și cu mine uh, și un alt episod care mi-este drag tot din copilărie și apoi uh, asta mi-a schimbat toată viața și a influențat și rugăciunea în viața mea uh, este bunătatea lui Dumnezeu și mila lui că tot de vreme, la 9 ani, eram într-o duminică seara, mi-am adus aminte undeva în partea asta, așa eram în a doua sau a treia bancă, într-o altă localitate, în județul Sălaj, a fost un pastor, un predicator Musafir și a predicat, nu mai știu ce, dar știu că la sfârșit a spus dacă dorește cineva să uh, îl cheme pe Domnul Iisus Hristos în viața lui sau a ei, să rămână, să discute cu el și să se roage împreună. Și uh, m-am uitat atunci la mama, la tata, tata era la învon, mama era la undeva la cor, fratele meu nu era lângă mine și singur m-am gândit, da, eu îmi doresc asta. și a ridicat mâna pe sus, m-au uh, văzut, uh, am rămas după, Um, e greu de explicat, mai ales la o vârstă așa uh, timpurie, ce se întâmplă uh, și cred că și momentul nașterii din nou este unul tainic și este lucrarea Duhului Sfânt, este prin Harul lui Dumnezeu. Certitudinea pe care o am este că de atunci și până în prezent mi-e drag să vorbesc cu Domnul Isus oricând, oriunde, oricum. Uh, mi-e dor când nu vorbesc cu El. Și este una dintre binecuvântările cele mai extraordinare, o a treia amintire, și apoi trece neapărat la, la Biblie. <laughs> um, deja în anii de liceu, um, mergeam pe jos atunci la școală, nu, nu ca acum cu multe mijloace de transport, acum eram în Oltenia, misionari, și făceam vreo 25 de minute, 30 de minute de mers pe jos în fiecare zi, uh, dus, întors, dus, întors. Și undeva prin clasa 10, -a, după ce am fost botezat în clasa noua, vorbind cu Domnul Iisus într un spre școală, nu tot timpul vorbeam cu oamenii pentru că sunt mai introvertit, mi-era mai ușor să vorbesc singur <laughs> și cu Dumnezeu, mi-a dat o idee pe care, a, pentru care îi mulțumesc până în ziua de astăzi. Deci asta era acum, nu știu, a, 30 de ani, 25 de ani. Și anume să mă rog pentru viitoarea mea soție... <laughs> Și a, a, am început să mă rog. Să vă dați seama cât timp am avut, 20, 25 de minute, dus, 25, întors, ani de zile. A, un, una dintre cele mai bune investiții pe care le-am făcut în viață. Să mă rog atunci mult pentru viitoarea mea soție. Da. Deci, cu rugăciunea, subiectul rugăciunii mi este unul drag și vreau să cresc și să învăț. Cred că avem o viață întreagă să tot învățăm. A, cel mai bine învățăm de la Domnul Isus. Uh, nu o să predic doar din Tatăl nostru. Știu că inițial așa ne-am înțeles, dar tot vorb, citind mai mult și mai mult uh, versetele astea am zis: uh, vreau să vedem câteva lecții din tot pasajul din Luca 11, de la 1 la 13, deci nu doar versetele despre Tatăl nostru. Vă rog să deschideți, nu sunteți obișnuiți cu stilul meu, eu. Uh, uh, trec prin text verset cu verset, citim și explicăm, citim și explicăm și aplicăm, da? Haideți să cerem ajutorul Domnului și apoi uh, 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 privim împreună la text. Plecați capul în rugăciune așa, împreună cu mine, așa cum stați. Mulțumesc, Tată Bun, că putem privi la cuvintele scripturilor împreună, mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne călăuzește în adevărul tău și mă rog ca și în această seară să ne vorbești tu, fiecăruia dintre noi, să mă ajuți și pe mine să predic după voia ta și prin ceea ce spun să mă închinție și pe fiecare dintre noi să ne ajuți să ascultăm și să ne dai, Doamne, și putere să împlinim în viața noastră adevărul tău. Mărturisim că singuri și despărțiți de tine nu putem face nimic te rog să ne vorbești fiecăruia în parte potrivit nevoilor noastre pe care tu le cunoști chiar mai bine decât noi. Și îți mulțumim că uh, cel mai clar ne vorbește în cuvintele Scripturilor. Binecuvântat să fie tu, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când ai isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Patru învățături scurte vreau să desprindem despre rugăciune din pasajul care ne stă în față. Primea este despre prioritatea rugăciunii. Din versetul acesta observăm că prioritatea rugăciunii, rugăciunea a fost o prioritate și pentru Ioan Botezătorul, care nu doar a fost verișorul Domnului Isus, ci rolul important pe care l-a avut, știți că Mântuitorul l-a numit cel mai mare născut din femeie, cel mai mare profet. Și deși a fost, vă aduceți aminte, umplut de Duhul Sfânt, știm despre... Ioan, că a fost umplut de Duhul Sfânt din pânte cele maicii sale, ale Elisabetei. Deși Dumnezeu i-a dat lucrarea privilegiată de a pregăti calea pentru Mesia, pentru Hristos. Ioan nu a putut trăi fără rugăciune. Și și-a învățat și ucenicii cum să se roage. Prioritatea rugăciunii o învățăm însă cel mai bine nu de la Ioan sau de la alți sfinți Și avem și îi vedem pe mulți pe paginile Sfintelor Scripturi rugându-se Și chiar vorbind despre rugăciune Dar o învățăm surprinzător, aș spune eu Și vă zic imediat de ce De la Domnul Iisus Hristos Am putea să ne gândim că Mântuitorul n-a avut La fel de mare nevoie de rugăciune Cum avem noi Din moment ce era Dumnezeu da? Dumnezeu din Dumnezeu adevărat Și într-un mod intim, unic și deplin Era unit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt De ce să mai aibă nevoie de rugăciune? Este pentru mine surprinzător și extraordinar de încurajator să văd că Domnul Isus a făcut din rugăciune o prioritate. S-a rugat foarte, foarte mult. Evangheliile ne relatează doar câteva ocazii în care s-a rugat. Dar din toate relatările pe care le avem, nu avem cum să, nu ded să, să deducem că Mântuitorul, într-adevăr, s-a rugat mult. De exemplu, până aici în Evanghelia, după Luca, până la capitolul 11, dacă ar fi să o luăm de la începutul Evangheliei, Mântuitorul deja s-a rugat, la, avem consemnat clar că s-a rugat la botezul lui, s-a rugat înainte să-i aleagă pe cei 12, apropo, atunci s-a rugat o noapte întreagă. Nu de multe ori ne se spune în Biblie că s-a rugat o noapte întreagă, dar atunci da, cred și eu că uh, și-a ales pe cei 12 care să fie cu el tot timpul. Și să-i apoi să fie apostoli. S-a rugat um, când mulțimile care îl urmau au început să crească. S-a rugat înainte să le ceară ucenicilor să-și mărturisească credința în el. Am și capitolele și versete la fiecare din astea, dar credeți-mă pe cuvânt, sunt toate în, în, în Luca. S-a rugat la schimbarea la față. Vă aduceți aminte, o rugăciune deosebit de specială. Și acum în capitolul 11 se roagă din nou și îl vom regăsi rugându-se până la sfârșitul Evangheliei, inclusiv înainte să fie prins și torturat, inclusiv pe cruce. S-a rugat Mântuitorul nostru, inclusiv după ce a înviat din morți. Deci rugăciunea nu i-a fost limitată doar la viața pământească dinaintea învierii și a glorificării. Hai să spune, după ce a fost în trup înviat și călătorea pe unde dorea și probabil avea și posibilități de conectare dincolo de uh, 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 cele obișnuite uh, uh, pentru noi oamenii. Nu, nu. Și atunci s-a rugat, îl găsim rugându-se pe Mântuitorul și după ce am vie din morți. Mântuitorul nostru s-a rugat foarte mult în felurite locuri, în felurite moduri, uh, pentru felurite lucruri, în felurite situații. Și deci învățăm că pentru Domnul nostru rugăciunea a fost o prioritate. Ucenicii au venit la El și au spus: Învață-ne și pe noi. Uite, și Ioan, ce a învățat ucenicii, învață-ne și tu. Uh, asta este și uh, dorința mea pentru mine, pentru voi, Dumnezeu să ne ajute să, să tot învățăm uh, despre rugăciune, să facem din rugăciune o prioritate, nu doar o îndatorire religioasă, nu doar un ritual pe care să-l îndeplinim din când în când, ci mai degrabă un stil de viață. Atât o comunicare continuă cu Domnul, da, înțeleg aspectul respirației um, și cel care ne aduce aminte cel mai ușor de nevoia noastră uh, de, uh, pentru a putea trăi. Uh, dar să fie o comunicare continuă și cu dor și cu drag, pe de altă parte, și o disciplină care nu întotdeauna disciplina spirituală, la fel ca disciplinele trupești, nu sunt întotdeauna, disciplina nu întotdeauna plăcută sau ușoară, dar are, are rezultate mari, uh, cu sacrificiu și doare. Citeam undeva o întrebare, rugăciunea ți este um, mai mult chat cu Domnul sau comunicare mai lungă? Cred că poate fi și una și alta. Și în altă parte era uh, o meditație de genul uh, rugăciunea aceste acțiune, da? din când în când, o acțiune specifică pe care o faci sau atitudine. Din nou, cred că e și una și alta. Bun. Doamne, învață ne să ne rugăm. Asta ne dorim și noi și uh, avem o viață întreagă să învățăm. Întuitorul ne învață. Ne dăm în continuare modelul uh, cel mai cunoscut de rugăciune. El a zis, versetul 2 când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă -o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită, cine izbăvește de cel rău. Și Matei adaugă, că cea ta este împărăția și puterea și slava în vecea min. E rugăciunea Tatăl nostru, probabil cea mai cunoscută rugăciune de pe pământ. Cred că Mântuitorul ne-a dat-o nu ca să o repetăm ca pe o poezie, și mai ales nu, nu să o repetăm într-un mod superstițios și fără interiorizare personală. Nu e greșit să ne rugăm rugăciunea asta, cuvânt cu cuvânt și chiar să o repetăm de multe ori. Dar nu e tot una să ne rugăm Tatăl nostru sau doar să repetăm Papagalicește Tatăl nostru. Poți să spui Tatăl nostru și să nu te rogi Tatăl nostru. Cred că Mântuitorul, de asemenea, nu ne dă da aici doar cuvintele unei rugăciuni, ci un model. De Un model care uh, să ne și învețe cum și ce să ne rugăm. Un model cu multe învățături. Uh... Unul din motivele pentru care am hotărât să nu predic doar din Tatăl nostru seara asta este că am ținut o serie întreagă de mesaje din Tatăl nostru la capea și mi-am zis că o să fie foarte frustrant dacă încerc să uh, comasez to tot ce am muncit pentru mesajele alea a patru, cred că au fost uh, în mesajul din seara asta. Sunt, uh, cred că o să aveți oportunitatea în săptămâna asta să meditați mai mult la, așa cum am făcut deja puțin la rugăciunea noastră împreună, este deosebit de bogată această rugăciune, este un model foarte scurt, foarte pe scurt, mi-am notat trei aspecte cruciale uh, legate de, dacă ar fi să ne gândim la Tatăl nostru, ca model. Cadrul este cel al relației personale. Mai cum să înveze asta? Rugăciunea este către Tatăl nostru care este în ceruri. Noi suntem copii prea iubiți. Apoi în rugăciune ne concentrăm în primul rând și în prima parte a rugăciunii este, concentrarea este asupra Noastră? Nu asupra Lui, asupra numelui său, asupra împărăției sale, asupra voii sale, asupra dreptății sale, asupra uh, asupra sa. Și în cele din urmă, da, cred că uh, rugăciunea ne învață să privim spre noi și să aducem Domnului uh, nevoile noastre și fizice, pâinea noastră cele toate zile, și spirituale, ne arată nouă greșelile noastre. Și cele de protecție spirituală nu ne duce pe noi în ispită, da? păzește-ne de cel rău. Deci, foarte pe scurt, văd în modelul acesta cel puțin aceste trei aspecte deosebit de importante. Faptul că este o comunicare cu Tatăl, este o comunicare personală, este în primul rând apoi concentrat asupra Sa și apoi asupra noastră. Un model de rugăciune de pe buzele Mântuitorului. Bineînțeles că avem și alte modele în Sfânta Scriptură. Avem modele de rugăciune în psalmi, multe rugăciuni cu plâns și uh, în, în mijlocul durerii. Uh, avem rugăciuni, în uh, cred că avem, de exemplu, în cartea Habacuc, un model de rugăciune când uh, trecem prin uh, crize foarte mari sau uh, inclusiv lucruri care nouă ni se par nedrepte. Ai altă predică din Habacuc. Mai vin în altă seară. Cred că însă că la acesta revenim cel mai ușor, și când, de exemplu, nu mai știm pentru ce să ne rugăm, ușor ne putem aduce aminte rugăciunea Tatăl nostru, dar și modelul de rugăciune sau de rugăciuni înspre care ne trimite Tatăl nostru. Nu doar să-l repetăm cuvânt cu cuvânt, ci să ne rugăm în în aspectele respective. Deci Mântuitorul cred că ne învață în versetele astea despre prioritatea rugăciunii, apoi un model de rugăciune și apoi despre perseverența în rugăciune. Pentru cei care uh, vorbiți engleza și dacă le vreți pe toate cu litera P, prioritate, pattern și perseverență. Da? De data asta Mântuitorul ne învață lecția perseverenței printr-o parabolă. A, a fost, bineînțeles, învățătorul de săvârșit, eu sunt în stare să plictisesc cu oamenii cu stilul meu de a învăța. Domnul Isus, în doar câteva versete, își schimbă stilul și acum spune o parabolă. Apoi le-a zis: Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumutăm trei pâini. Că ce a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce să-i pun înainte. Și dacă din lăuntru casei prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa e încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, așa se dormea atunci când n-aveau așa multe camere ca noi, nu pot să mă scol să-ți dau pâine. Vă spun, zice Domnul Isus. Chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, Totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie. Da, cred că asta este o parabolă, o istorioară de, cu un sens, cu tâlc. Nu neapărat ceva ce s-a întâmplat. Dacă gândiți-vă la o astfel de situație. Și cred că parabola asta ne învață lecția principală perseverența în rugăciune. Atenție! Parabola asta nu ne învață că Dumnezeu e ca prietenul îmbufnat care e deranjat de cererea celui prieten în miezul nopții. Ci exact opusul. La o privire superficială, așa faci a, trimiterile. Da? Eu sunt prietenul care vin și cer, îi cer lui Dumnezeu și el e deranjat. Nici vorbă. Înțelesul este exact opusul. Dacă până și un prieten obosit, îmbufnat și egoist, dacă până și el se lasă înduplecat de cererea celui în nevoie, cu atât mai mult tatăl vostru, care este bun, care este dezăvârșit, care e iubitor, va răspunde, vă va răspunde, vouă, copiilor lui. Noi nu ne ducem la Dumnezeu în rugăciune ca la un vecin supărăcios pe care îl deranjăm. Și sincer să fim și noi am fi deranjați dacă ne-ar bate vecinul la ușă. Că am fi și supărăcioși, nu știu, aici depinde cât de ușor cădem în păcatul ăsta. În toiul nopții, cu nevoia noastră. Nu, nu. Deja am văzut și este clar că ne adresăm lui Dumnezeu ca fiind tatăl nostru. Noi suntem copii. E una din Uh, identitățile voastre, îmi place foarte mult cum aveți patru identități uh, la de ei. Suntem familie, suntem copii lui Dumnezeu, suntem ambasadori, suntem slujitori, suntem ucenici, dar sunt, suntem copii. Și îmi dau seama că în mod tragic, pentru unele persoane imaginea unui tată nu reprezintă iubire. Și asta e foarte trist, nu reprezintă purtare de grijă, ce mai degrabă abuz și neglijență și necaz și teamă Asta este una dintre multele tragedii din lumea noastră mutilată, mutilată realmente de păcat. Dar, în mod normal și ideal, și cum a lăsat Dumnezeu să fie lucrurile, un tată își iubește copiii, le poartă de grijă, iar Dumnezeu este Tatăl nostru cel ceresc. Pe el nu-l deranjăm niciodată cu cererile noastre. Scurte, lungi la momentul potrivit am zice noi sau nu, niciodată. Vă aduceți aminte din psalm? Este la un moment dat o expresie, el nu doarme, nici nu dormitează cel ce izbăvește pe Isai. Nu obosește, nu-l trezim pe Dumnezeu, nu-l deranjăm vreodată. Nu este preocupat în altă parte și de noi să nu mai, uh, uh, să nu mai poată avea grijă. Slavă Domnului că Tatăl nostru este a tot puternic, a toate înțelept, omniprezent. Întotdeauna generos, întotdeauna milostiv, întotdeauna bun, întotdeauna drept, întotdeauna iubitor, bogat în îndurare. Așa cum nu, eu nu mai împartă o frântură ca părinte, știu să reflectez înspre copiii mei. Și da, eu sunt deranjat uneori de insistențele celor mici, dar îi iubesc așa de mult mă ajută să-mi imaginez măcar puțin cât de mult mă iubește, ne iubește Dumnezeu pe noi copiii săi. Deci, argumentul pe care îl evidențează Domnul Isus prin parabola este foarte simplu. Dacă perseverența în fața unui prieten imperfect dă rezultate, cu cât mai mult perseverența față de Tatăl nostru cel desăvârșit și iubitor. Uh, Warren Worsby, un pastor și comentator uh, cunoscut din Statele Unite, mai de demult uh, spunea, perseverența în rugăciune nu e o încercare de a schimba voia lui Dumnezeu. Asta e clar că ne rugăm facă-se voia ta. Perseverența în rugăciune este încercarea de a ajunge noi înșine în poziția în care el ne poate încredința răspunsul potrivit voii sale. Cum stăm cu perseverența în rugăciune? cât de repede ne dăm bătuți, cât de mult batem, cât de mult căutăm. Noi la Agapia dimineața încă o dată ne-am adus aminte să ne rugăm după aproape șase ani de zile de rugăciuni pentru o clădire, pe 27 am fost informat, am, Ar trebui să avem o semnare pentru cumpărarea unei clădiri. Și încă uh, vrem să credem și uh, credem că Domnul ne poate, da, e foarte, foarte aproape, dar perseverăm și vom continua să ne rugăm. Uh, și cumpărarea e doar primul pas, că după aia atâta de mult de renovat. Uh, vin mai minunea Lui Dumnezeu să putem face rost de fonduri și de putere de muncă să și renovăm și apoi să ne mutăm. Uh, dar vă dau exemplul ăsta ca un exemplu de perseverență de peste 5 ani, 6 ani de zile aproape și Domnul, um, apropo, și dacă noi, îl rug, noi, ne rugăm inclusiv acum, dacă cumva am priceput noi greșit și nu-i voia Lui să ne-o dea pe asta, pe 27, mai sunt încă 6 zile în care se poate destrăma, în care poate să oprească. Uh, și ne rugăm așa, facă-se voia ta, asta ne va întinde însă și mai mult... Uh, uh, Credința și uh, 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 perseverența. Așa ajungem și vorbim despre ultima lecție pe care o văd în textul ăsta, despre cea a promisiunilor. Uh, mai Următorul verset ne vorbește tot despre perseverență, dar strâns legat de promisiuni. Și parcă e mai ușor să perseverezi când este și, și lumină la capătul tunelului. Cât să tot merg, cât să bat, cât să caut. E foarte încurajator că avem și promisiuni, promisiunea ale rugăciunii. Deci versetele 9 și 10, 9, continuă cu perseverență. De aceea eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Asta toate sunt în contextul rugăciunii. Rugăciunea e o cerere, e o căutare, e o batere. Și Cred că știți că în original și în multe din traducerile din engleză verbele sunt la prezent continuu. Așa ar trebui tradus. Noi nu avem continuat să cereți până, până uh, primiți, continuat să bateți, continuat să căutați, nu vă opriți. Rugați-vă neîncetat, spune Apostolul Pavel, stăruiți în rugăciune, vegeați cu mulțumiri. Rugați-vă în orice vreme, în Duhul. De aceasta, lecție, aceasta, perseverență în rugăciune, e în toată Scriptura, nu doar aici. Și asta, cred că pasajul cel mai drag mie, care în mod indirect ne vorbește despre perseverență, este cel din Ioan 15, pentru că perseverența în rugăciune, de fapt, este în strânsă comuniune și rămânere în Hristos. Și, de fapt, eu cred că e un rezultat al rămânirii în Hristos. Nu perseverezi doar așa prin puterile tale. Mântuitorul spune, rămâneți în mine, continuați să rămâneți în mine, în dragostea mea, în cuvântul meu. Pentru că eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, despărțiți de mine, nu puteți aduce niciun rod. Dar, pe măsură ce rămâneți în mine, veți aduce rod, mult rod. Și Tatăl va fi proslăvit, că pentru asta existați caucenici ai mei, spune Mântuitorul, să aduceți multă roadă. Și cred că și perseverența e născută în relația, în rămânerea cu Mântuitorul. Deci, și acum, de ce sau care e încurajarea cea mai mare în perseverență? Promisiunile. Promisiunea că nu în zadar, Uh, nu te rogi pentru un soț sau pentru o soție uh, în zadar sau pentru uh, o bursă la școală uh, sau pentru uh, orice altă situație. Imediat vedem aici și cu răspunsul că uh, aici ne zice versetul următor, e o lecție uh, legată și despre răspuns, dar este o promisiune. Promisiunea răspunsului este: oricine cere, capătă. Cine caută, găsește, și celui ce bate, i se deschide. Perseverența e urmată clar de promisiunea răspunsului. Mai cum să nu vezi, versetul 9, perseverați, versetul 10, fiincă dacă veți persevera, veți găsi răspuns. Răspuns care cei drept nu va fi întotdeauna după voia noastră. Dar oricum, dacă este să revenim la contextul și la rugăciunea Tatălui nostru. Noi nu ne rugăm pentru voia noastră, în primul rând. Facă se voia Ta. Facă se voia Ta. Fie că răspunsul e afirmativ, negativ, asta nu ne place, asta ne place cel mai puțin, sau amânat, fie că noi îl pricepem în întregime sau parțial, răspunsul va veni. Răspunsul la rugăciunile noastre în întotdeauna va veni. Că nu va veni întotdeauna afirmativ, asta e clar. Slavă Domnului că nu vine întotdeauna afirmativ. Ha! câte! Uh, unul dintre exemplele cel mai relevant din viața mea, atât de mult ne-am dorit să mergem la o școală în Anglia și chiar am reușit să trec teofălu după, după multă muncă uh, și am fost acceptați și uh, urma să mergem, da, n-a fost bursă. Și o dezamăgire mare pe capul nostru și nu mai știam, Doamne, dar cum am crezut că ne dai și până la urmă nu ne mai dai. și ușa sau nu deschis. deschizi? Uh, ca la doi ani după aceea, Domnul, de fapt, se ne ducă la o școală în Statele Unite. Și nu că statele sunt mai frumoase decât UK, dar școala de 4 ani pe care am făcut-o în Dallas față de cea de un an din Londra, uh, pentru tot ce a însemnat viața noastră, că deja ne uităm în urmă 12 ani, uh, a fost ce, ce nu ne-a dat Dumnezeu a fost o binecuvântare ca să ne dea altceva. Și slavă Domnului că nu ne-a dat-o pe prima. Și când ne-a răspuns negativ, atunci eram atât de necăjit. Dar ce bine, ce bine că nu ne-a dat-o. Așa mă rog cu clădirea asta. Doamne, nu ne-o da dacă nu vrei tu pentru noi. Oricât te am, ori oricât am insistat noi la tine, nu ne-o da. Bun. Și din nou Mântuitorul ne învață că asta nu se va întâmpla într-un mod impersonal. Răspunsul, promisiunea răspunsului nu e ceva inexplicabil, superstițios, impersonal, nici vorbă. Răspunsul va veni pentru că Tatăl nostru din ceruri ne răspunde. Noi suntem copilași și în cadrul relației pe care o avem cu El, îi spunem rugăciunile, cerurile noastre, ofurile noastre, mulțumirile noastre și El ne răspunde. Deci rugăciunea e o comunicare atât de personală cu Dumnezeu, precum cea dintre un fiu și un tată. Și, din nou, fiu și tată nu în cazurile și cu anotațiile negative, ci într-o relație sănătoasă. Și așa, așa se încheie pasajul. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea piatră? Nu, nici noi n-am face așa, noi care suntem oameni imperfecți. Ori dacă îi cer un pește să-i dea șarpe în loc de pește. Numai dacă vrei să faci un, zic, un prank, să-i uh, faci o glumă, uh, -o recomand, nu recomand, nu-i dați șarpe uh, copilului care vă cere pește. Sau dacă cere un nou, să-i dea un scorpion. Deci, dacă voi, care sunteți răi, uh, căzuți, decăzuți, păcătoși, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru din ceruri, care, bineînțeles, este desăvârșit și ci bun și iubitor, va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Matei spune: Va da lucruri bune celor care îi le cer. Și da, nu se contrazic cele două versete, pentru că cel mai bun lucru pe care ni-l poate da Dumnezeu este prezența Sa, Duhul Sfânt, în viețile noastre. Și este promisiunea cea mai uh, deosebită, cred eu. Promisiunea că vine El să locuiască cu noi, tot timpul. E cea mai mare binecuvântare, prezența sa în viețile noastre, pentru că odată cu el vin și celelalte. Călăuzire, pace, iertare, înfiere, sfințire, putere, pază și toate, toate, toate celelalte. Dar el e bunul cel mai de preț. Ca răspuns la rugăciunile noastre, Tatăl din ceruri ne dă lucruri bune. Ni se dă pe sine, bunul cel mai de preț. Prezența Duhului sunt Și încheiere vreau să observăm din nou um, cât de mult se accentuează Domnul Isus când vorbește, în astea 13 versete, eu am desprins patru lecții despre rugăciune, sunt mai multe, le puteți împărți și altfel, dar paragrafele astea sunt, sunt patru paragrafe mari. Observați cât de mult se accentuează accent, um, accentuează Domnul Isus relația dintre cei care se roagă și Dumnezeu ca tată. La, început, la începutul pasajului, versetul 2, de la bun început, învață tatăl nostru care ești în ceruri și și încheie învățătura din episodul ăsta cu referire tot la tată. Copii cu tatăl care le dă daruri. Asta cred, de fapt, că este cea mai importantă lecție despre rugăciune. Și nu o numesc a cincea din pasajul ăsta, ci este una care influențează pe fiecare din celelalte patru. Și prioritatea rugăciunii, și paternul sau modelul rugăciunii, și perseverența în rugăciune, și promisiunea rugăciunii. Și anume, relaționale. Cum ne relaționăm la El? Ne este Tată? Nu la modul general. El e creatorul și noi suntem făptura mâinilor Lui. Nu la asta se referă Mântuitorul când ne spune că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne spune că trebuie să avem parte de o a doua naștere ca să fim copii ai Lui Dumnezeu. O naștere din Duh, o naștere din Dumnezeu, o naștere de sus. Vă aduceți aminte de conversația Mântuitorului cu Nicodim. Nu se poate altfel. Îi spune acolo Mântuitorul în ioan 3, trebuie să vă nașteți din nou. Altfel nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate fără nașterea din nou. O naștere spirituală care, cu care începe totul. Bine, cred, Dumnezeu, din veșnicie, Nu știm. Nu, nu cred că putem explica. Și e tainic în nașterea asta. Cum, cum spune și Mântuitorul, vezi efectele vântului, dar nu-l vezi. Vezi lucrarea Duhului. E ceva tainic, este din Dumnezeu. Cum când, la mine știu că a fost atunci, în după-amiaza aia despre care vă spuneam, seara, la 9 ani, noi, octombrie, noiembrie, în clasa 4 a patra, a treia. La tine poate a fost o zi, poate a fost o primăvară, poate a fost un sezon, nu știu. Dar știu că așa începe uh, uh, relaționarea noastră ca fi uh, către Dumnezeu, prin nașterea noastră din El. Și uh, cu întrebarea asta vreau să vă las în închiere. Ai avut parte de nașterea din nou? de nașterea din Dumnezeu, de o a doua naștere, de prima toți am avut parte. Așa m-am învățat și copil, așa băiatul nostru are 10 ani. Și l-am învățat undeva pe la 6-7 ani când am văzut că începe să înțeleagă că mai, mai, există o a doua naștere, nu doar prima. Și destul de simplu a înțeles, da, prima a fost, am ieșit de la mama. A doua e ceva spiritual, Dacă ai avut parte de nașterea din nou prin credința în Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt venit în viața ta, trimis de Tatăl să te nască din lume, nu te naști prin puterile tale. Dacă ai avut parte de, de, de minunea asta, realmente e o minune, da, atunci ești și sunt și ești un Hanum, asta nu e ceva cu care nu ne putem mândri, nu ne putem da mari, nu, nici vorbă. Ne uh, minunăm și putem spune, da, atunci îmi este tată, îi sunt copil, vorbesc cu el. Și altfel e rugăciunea. Dacă nu, ai avut parte de nașterea din nou, nu vei putea să te relaționezi la Dumnezeu ca la tatăl tău, persoana, părintele tău. Da, Dumnezeu general, da, vei putea chiar și să crezi că există, dar nu ți este tatăl tău până nu ești născut din el, prin credința în Hristos Aveți întrebări despre nașterea din nou Nu vă este clar cum se întâmplă asta Este tainic, este o minune Dar sunt și lucruri clare în scriptură Pe care să le facem Ca să putem avea parte de nașterea din nou Pocăința, recunoașterea lui Dumnezeu Cărdința în, în Hristos și în jertfa lui de la cruce Sunt câteva lucruri Trebuie să vi le clarificați Ar fi păcat Din cauza unei neclarități Să n-ai parte de o așa minune Trebuie neapărat imunța, e, musa, e cel, mai, cel mai important lucru de clarificat în viață. Nu cred că e o decizie neapărat de impuls, de moment, de... Uh, Dar trebuie... Uh, eu n-aș amâna o până mâine, că nu știu, noaptea asta... Nu știu ce o să întâmple cu oricare dintre noi. gândiți uh, vă serios, dacă aveți vreo neclaritate și dacă trebuie să... să, să, să um, um, Să aveți parte de nașterea din nou. Nu amânați. Rogați-L pe Dumnezeu să vă, uh, să vă ajute, să vă dea uh, să, uh, claritate și să vă vorbească și să uh, vă facă parte de minunea asta. Și apoi rugăciunea e tot mai frumoasă. Tată scump, mulțumesc mult pentru seara asta împreună cu frații și surorile mele cu Biserica Misiodei. Mulțumesc mult că te avem și, într-adevăr, mărturisim că ești cea mai mare binecuvântare, Doamne, și fără tine, viața noastră um, nu ar fi fost la fel. Um, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Mulțumim că ni l-ai trimis ca să ne fie mântuitor și ca să ne împace cu tine. Îți mulțumim că vii, ai promis și asta făptuiești în mod inexplicabil în viața credincioșilor, a urmașilor tăi, vii să locuiești în noi și să umbli cu noi și să ne crești în asemănare cu tine și să fii mai tăi, ne pecetluiești cu Duhul Tău cel Sfânt pentru veșnicie. Doamne, așa ceva, nu încetăm să ne minunăm, abia așteptăm să fim cu tine în cer, să te vedem, să nu ne mai fie așa greu, dar până atunci, ajută-ne să umblăm prin credință, mulțumim că rugăciunea ne ajută, putem vorbi cu tine, mulțumim că ne vorbești în Sfânta Scriptură și îți suntem Doamne. Binecuvântat să fii un vechi. Amin.